Astăzi aș vrea să discutăm despre inflație, deflație, hiperinflație. De ce? Pentru că este foarte important de observat când este inflație, o inflație destul de mare și mai ales dacă trecem la o hiperinflație. Noi am avut hiperinflație în România, ajungem acolo imediat. Pentru început aș vrea să explic ce este inflația. Practic, în fiecare an prețurile se măresc cu un procent, 1%, 3%, 5%, 10%, depinde. În medie în România e cam 5-6% pe an, dar variază. Și au fost și dăți când am avut, dacă ne uităm pe acest grafic, inflația din România din 1971, 0,6%, 0%, 0,7% și dacă ne uităm așa în jos, aici avem avut 17%, adică mult, apoi tot ne uităm. Apoi a apărut hiperinflație. Aici a fost o, de fapt, până aici am fost hiperinflație. Adică din 91 până prin 2004. Practic, de la leii propriu-zis cu care erau învățați părinții noștri, de la, nu știu, 2000 de lei, brusc am avut acele bancnote de, știți și voi, 50.000 de lei, o bancnotă cu care îți cumpărai 2 pâini, 3 pâini. Și atunci, în 2005, s-a trecut la moneda pe care o știm astăzi, leul nou, care și ea suferă de inflație, între 3 și 10% pe an. În Europa, inflația este ceva mai mică, undeva la 2% media pe an, după cum se poate vedea în acest articol. Hiperinflația apare când este instabilitate economică, politică, e război. În al doilea război mondial, și în primul de fapt, Germania a fost lovită de hiperinflație. Când a venit Mr. Hitler la conducere, a apărut hiperinflația. Destul de rău, destul de grav, practic banii nu mai aveau nicio valoare. Ce se întâmplă când apare o hiperinflație? Vă zic eu, se întâmplă două lucruri pe care le-am citit în mai multe cărți de imobiliare, de economie. Ce se întâmplă? Deci apare hiperinflația. Practic, în loc să-ți cumperi, dăm exemplu, în loc să-ți cumperi o pâine cu 5 lei, îți cumperi o pâine cu 500 de lei. Salariile se vor modifica după prețurile care sunt la diverse. Singura problemă majoră când apare hiperinflația, bogații devin mai bogați și săracii devin mai săraci. Ați auzit cu siguranță expresia asta, așa este să vă explic și de ce. Tu strângi, nu știu, ai salariu 2500 de lei și strângi 1000 de lei, bani cu care ești obișnuit, 5 lei o pâine. După, nu știu, 60 de luni, obții 60.000 de lei economisiți. Bani cu care tu teoretic, dacă împarți la 5, poți să-ți cumperi 12.000 de pâini. Dar apare o hiperinflație și tu cu 60.000 de lei, brusc îți mai cumperi doar, dacă împarți la 500, îți mai cumperi doar 120 de pâini. Banii care tu credeai că îți poți cumpăra 12.000 de pâini, acum nu-ți mai cumpără decât 120 de pâini. A apărut o hiperinflație, banii s-au devalorizat, nu mai au putere de cumpărare. Când are loc o hiperinflație, există mulți care pierd. Populația, masele pierd. Banii nu se pierd, se transferă. Se transferă de la ăia care au economisit la bancă, la ăia care au lucruri reale, nu hârtii printate la imprimantă de guvern. O clădire, un apartament, chiar și o mașină nu poate să aibă o valoare de zero sau aproape de zero. Metalele prețioase. Hai să ne uităm ce s-a întâmplat cu aurul în Venezuela. În Venezuela, după cum puteți vedea aici, este hiperinflație încă din 2016. Moneda s-a devalorizat cu 1.000.000% până în 2018 și continuă să se devalorizeze. 10 milioane la sută devalorizare în 2019. Deci Banca din Venezuela estimează oficial
că inflația o să crească cu 54 de milioane la sută între 2016 și 2019. Adică toți oamenii care au avut economii brusc au devenit săraci. Hai să ne uităm la aur. Aurul, în timpul hiperinflației, ce s-a întâmplat cu el? Prețul lui a crescut așa. De la cât era în mod obișnuit, s-a ajustat după hiperinflație. Aurul este imun la hiperinflație. Adică dacă vine o criză foarte urâtă și tu nu mai ai nimic decât aur, aurul îți ține de foame. Când este hiperinflație, oamenii nu mai au încredere în nimic decât în bunuri. O cunoștință de-a mea stă în Irlanda și locuiește împreună cu o domnișoară din Venezuela și povestea că dacă te duci la, nu știu, la magazin, la coafor, la oriunde, nu acceptă bani. Le dai ouă, le dai carne, le dai ceva care are valoare reală. Nu bani. Banii, nu știu, e atât de gravă hiperinflația la ei, încât azi e, nu știu, 100.000 de lei un ou și mâine e 300.000 de lei. Deci e hiperinflație urâtă de la o zi la alta. Oamenii văd și oamenii nu mai au încredere în monedă. Și atunci aurul strălucește. Și nu doar aurul, argintul și orice lucru de valoare reală. Deci, dacă ne uităm pe graficul acesta, aurul s-a modificat, dar și argintul, n-am mai luat alt grafic, a crescut în funcție de hiperinflație. Adică prețul la aur în 2 ani a crescut cu 1.400.000%, pentru că s-a devalorizat moneda. Adică practic aurul a avut o valoare relativ constantă, dar a crescut prețul pentru că nu mai au banii în valoare. Aici avem exemplul de hiperinflație, v-am spus, în România. Și să revenim la calculele noastre de aici. Tu, având banii la bancă, ai pierdut brusc niște mii de pâini. Cine câștigă în cazul unei hiperinflații? Asta dacă nu cumva există clauze. Dar cândva n-au fost astfel de clauze și mă îndoiesc că inclusiv acum sunt clauze de genul ăsta. Faci credit la bancă, 1.000.000 de lei, adică aproximativ 200.000 de euro. Faci împrumut, tu trebuie să plătești rată lunară, în fine, să zicem, 5.000 de lei pe lună. Și vine hiperinflația, în cazul ăsta hiperinflația o trecem cu verde. Vine hiperinflație, tu o să mai ai de plătit, nu știu, 900.000 de lei, dar tu banii ăia câștigi în 3 luni acum. Nu știu, dau un exemplu, e atât de gravă hiperinflația încât tu poate câștigi 300.000 de lei pe lună. Și tu achiziți creditul la bancă în 3 luni. Te-ai ales cu un imobil. Legea conservării de energie în fizică, în chimie, energia trece dintr-o formă într-alta. Deci nu se pierde valoarea reală, se transferă. Există două categorii. Loseri și winneri. Dacă ai bani la bancă, nu mai au valoare, tind către nimic. Dacă ai credit, și ăsta înseamnă tot nimic. Tot către zero se duce și ăsta. Doar că ăsta, cum să zic, când e hiperinflație, totul se întoarce pe dos. Ăia care au rate și credite sunt scutiți de ele. Adică la bancă ai o sumă de fixă de plată. Repet, nu știu dacă sunt clauze în caz de hiperinflație. Nu știu dacă există, pentru că n-am făcut un credit de genul ăsta. Dar, matematic vorbind, asta înseamnă. Că ai credite de 10 milioane de euro, de lei, și e în lei. Hiperinflația, ca să aibă loc, trebuie să fie în moneda în care se întâmplă. Adică dacă hiperinflația în România, beneficiezi sau pierzi dacă e în lei. De asta mulți vor o monedă mai solidă. Monedă înseamnă în dolar, euro, liră. Dacă mă duc cu lei sau cu lei moldovenești sau cu, eu știu, o monedă foarte slabă folosită în o țară, două, și mă duc în, eu știu, în ce țară puternică, în Singapore, și de zi la aia să-mi schimbe și 1.100.000 de lei, se uită la mine și încep să râdă. Dolari, my friend, dolari, euro, aur, altceva, mai solid. Contează cât de sigură este o monedă. Greșeală pe care mulți au făcut-o cu franci elvețeni, au făcut rate la bancă când francul era 2 lei și ceva. Salariile nu s-au modificat de 2-3 ori, dar francul, da, a crescut de 2 ori și ceva și uite așa, a crescut și rata de 2 ori și ceva, plus inflație, plus dobândă. Mulți au ajuns să nu mai aibă casă, banca le-a luat casa pentru că n-am putut să mai plătească creditul în franci. Sau au avut rată 500 de lei, 800 de lei, i-a ajuns rata 2000 de lei. Deci, țeapă maximă.
Când iei un credit imobiliar, îl iei în moneda țării în care locuiești, adică în lei. Și banca îți recomandă să iei în lei și brokerul îți recomandă să iei în lei și orice consultant îți va spune să iei un credit în lei. Dacă îți cumperi o proprietate din România. Deci hiperinflația asta e foarte nasoală dacă ai bani economisiți. Dacă investești în aur, rezervă de siguranță. În imobile, produc venituri și îți conservi averea. Că asta mulți nu văd. Mulți văd doar, a, stai așa că bag bani în altceva și... Mă, proprietățile, odată că ele cresc în valoare ușor, ușor, ușor anual, mai scad, mai vine o criză, mai... E ciclică treaba, dar în general, valoarea lor crește. Mai ales dacă proprietatea e valoroasă într-o zonă bună, într-o zonă căutată. Dacă tu, în medie, câștigi 3-4% pe an, e apreciere, mai e inflație, mai se compensează. Mai ai chirie, un 7%, 8% pe an. În cazul în care vine o hiperinflație, tu ești protejat. Adică se reactualizează prețul imobilelor. În momentul de față, cu nebunia asta sanitară, nu s-au scumpit neapărat proprietățile. Este inflație. Proprietățile sunt cumva împotriva inflației pentru că sunt lucruri reale, hard assets. La fel și aurul, la fel și multe altele. Deflația este atunci când tot ce e în jurul nostru se ieftinește. Din păcate, deflația e semn că vine o criză. Dacă prețul este mereu așa, crește, crește, crește deflația, e inflație și apoi brusc scade, scade într-un motiv. Motivul pentru care scade este pentru că nimeni nu mai cumpără, toată lumea ține banii, banii nu mai circulă, banii trebuie să fie mereu în mișcare, banii mereu trebuie să se miște. De fapt, sunt doar un instrument. Dacă traseul se oprește, o să înceapă să scadă prețurile, pentru că nimeni nu mai vinde, o să mai profite câțiva pe aici pe acolo, dar deflația, deși sună bine, că bă, se ieftinește tot. Se ieftinește tot dintr-un motiv, care motivul ăla s-ar putea să fie o criză. Înainte de oricare criză, am citit asta și în cărțile lui Michael Maloney, care el explică acolo multe lucruri economice istorice, a explicat marea depreciere, a explicat marea criză, marea recesiune, a explicat foarte multe lucruri excelent și el zice acolo că deflația este un început către criză sau către hiperinflație. Scade, scade, scade și după aia, buf, se duce în sus. Dacă vă uitați cu atenție în lockdown, a scăzut drastic prețul la carburant pentru că nu mai e același consum la nivel mondial. Eforturi economice, împrumuturi, lichidități au fost transferate, vândute și așa mai departe. Ei bine, eu fac pariu că după ce se liniștește complet situația asta mondială, însemnând de mâine nu mai e nicio restricție, de mâine nimeni nu mai pronunță numele virusului, de mâine nu mai auzi nimic la știri, e istorie. În momentul în care se duce tot, nu știu, peste 2-3 ani, 4 ani, eu cred că se duce tot, complet, va fi istorie, atunci o să vedem măriri de taxe, taxe noi, accize noi și multe altele. Pentru că au fost eforturi internaționale mari. Cineva trebuie să le suporte. Cine o să le suporte? Statul? Tot noi o să le suportăm. Sunt fraierii care cred că statul o să aibă grijă de tine. Statul nu are grijă de tine. Poate are grijă de tine foarte, foarte puțin, temporar, dar pe termen lung statul colectează de la tine. Nu tu de la stat, în general. Și atunci, dacă ne uităm, am aici o poză, depression. Asta e pentru deflație. Scade cererea, scade prețul, o să vină o criză. Așa se va întâmpla mereu, totul e ciclic. Deci, după cum spuneam, domnul ăla Michael Maloney a explicat foarte bine în cărțile lui de ce se întâmplă să fie deflație, apoi hiperinflație. El urmărește grafice. Omul este dislexic, dar interpretează foarte bine grafice. Și a explicat în detaliu, în carte,
toate războaiele, conflictele economice, cauzele, urmările și așa mai departe. Nu o să trecem prea curând, sper, printr-o hiperinflație, dar dacă trecem printr-o hiperinflație, nu se știe, e bine să fii pregătit cu metale prețioase, cu imobile, fără bani mulți în bancă aiurea, banii la bancă să-i ții degeaba e cea mai mare prostie, mai bine țin orice altceva, în acțiuni, în aur, în argint, în platină, în business, în apartamente, în orice altceva. Eu nu am bani în bancă. Eu am extrem de puțin bani de urgențe. Eu nu am bani în bancă, eu am bani băgați peste tot. Am acțiuni, am business, am mașini, am instrumente, scule, apartamentul ăsta, apartamentul de la București. Toți banii eu am băgați în chestii. Eu nu am foarte mult ce să pierd. Și banii pe care am, nu i-am lei. Deci leu are o devalorizare fantastică și se preconizează că o să se mai devalorizeze în continuare, o să depășim 5 lei. Ce înseamnă când crește cursul euro? Înseamnă că se devalorizează leul în fața euro. Acum 10-12 ani, de fapt până în criza aceea din 2008, euro era 3,3, acum este aproape 5. 1,7 din 3,3 este o devalorizare cu 50%. Deci din 2008 până azi, inflație 50%. Sau cu 50% s-a depreciat leul în fața euro. Cred că nu e același lucru, dar cred că simțiți și voi asta. Nu știu, acum când te uiți la, nu știu, 300 de euro sau 1500 de lei. Acum 12 ani 300 de euro erau 900 de lei, 1000 de lei. E diferență. Și euro se depreciază, dar nu ca leul. Sunt foarte importante aceste noțiuni. Vă recomand să studiați în particular, sunt foarte multe informații online, pentru că dacă le veți stăpâni foarte bine, sunt șanse mari să supraviețuiți o viitoare criză economică, pentru că aceste crize vor fi tot mai dese. Tehnologia va accelera frecvența cu care apar crizele. Asta e părerea mea. Dacă ne uităm în istorie, o să vedem că aceste crize sunt tot mai frecvente. Adică a fost criza în 1923, a mai fost prin 1980, a mai fost 1940 ceva, mă rog, cu războaiele. Război, 1980 sau aproape de 1980. Apoi a mai fost în 2000, dot-com bubble cu tehnologia. 2008, 2020, la 15 ani o să fie o criză. Că mulți o să zică, gata, bă, a trecut criza, gata, nu mai e criză, e bine, nu mi se întâmplă mie. Nu, la 10-15 ani e criză. Dacă nu o să fie altă criză până în 2035, să nu-mi spuneți mie, Răzvan. Aștept mai jos părerile voastre despre inflație, deflație, hiperinflație. Dacă am ratat ceva, sunt curios să aflu în comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.